Alo? Bună, mami, tu ești? Ce faci? Aș găti azi o ciorbă și un pui cu muștei, dar nu știu cu ce să încep. Să fac întâi ciorba, nu? E, așa m-am gândit și eu. Așteaptă-mă o clipă să scot legumele din frigider. Mamă, dar legumele sunt solide. Cum le fac eu lichide? Cu apă? Ești sigură? Ascultă, este primul prânz pe care îl gătesc. N-aș vrea să mă fac de râs. Așteaptă-mă o clipă să pun legumele în oală. Mama, legumele s-au dat la fund. Ce mă fac eu acum? Să aștept? Vin ele singure înapoi. N-o stim, da. Ce să mai pun eu acum? Un ou? Bine, așteaptă-mă să pun ouul atunci. Era cât pe ce să-l sparg. Gata, mamă, l-am pus. Și să zic ceva, era cât pe ce să-l sparg. Ce să fac? Să-l scot repede înapoi? De ce? Trebuia numai gălbenușul. Bine, așteaptă-mă o clipă să-l scot. Gata, mamă, l-am scos. Ce să fac? Să-l sparg? Păi, aș încerca cu spărgătorul de nuș, dar nu cred că încape. De colțul mesei? Vai, n-a că l-am spart. Și călbenușul e cel galben, nu? Și să-l pun în ciorbă? Păi, oare o fi igienic? Și așa de pe jos? Și cu COVID-ul ăsta? Să iau altul? Așa e rețeta? Bine, mamă, am să iau altul. Dar ce trebuie să mai pun? Un cățel? Mamă, dar e ciorbă de legume și credeam că... un cățel de usturoi. Păi de ce mă zăpăcești tu pe mine? Totdeauna mă zăpăcești. Așteaptă-mă să iau cățelul de usturoi. Mamă! Mamă, fusie! Nu știu ce da fusie! Ce așa fusie când fierbe apa? Păi apă nu mai are de mult. Poftim? La gunoi? Cu totul? Păi și sare când mai pun? Să nu mai pun. Să nu mai fac ciorba? Bine, mamă, dacă spui tu, atunci mă apuc de pui. Ce trebuie să fac mai întâi? Să-l plimb prin ou, prin unt, iar la urmă prin pesmet? Ar fi nostim, da. Stai puțin să-l plimb. Mamă! Mamă! L-am tăvălit prin ou și prin unt, dar prin pesmet nu se lasă. Mă ciupește! Așa că acum i-am dat drumul și s-a dus la vecini. Cum? Să nu mai fac mâncare? Îmi aduci tu. Bine, mamă, dar să te grăbești ca acuși să se schimbi invitații. Te pup! Hai că am rezolvat-o și pasta. Dar totuși mă întreb, oare ce-o-i fi făcut greșit?